Slava lui Dumnezeu stai în ascunderea lucrurilor. Iar slava împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Formula sigură pentru a nu inainta ca și si copia lui Dumnezeu. Există o formulă care este sigură. Dacă o aplici, nu vei inainta. O, o să ai impresie că înaintezi, o să ai impresie că faci progres, dar este o ilu iluzie, da? Dacă există iluzie optică, adică un lucru care tău l vede. Și de fapt eu pacalala, e o pacalala, e, e o iluzie optică, da? În lucrurile fizice care tău le vede. Cu atât mai mult, în lucrurile care nu le vedem, suntem și mai vulnerabili la iluzie optică. Există o iluzie optică spirituală, unde unii au impresie că progresează, unii au impresie că merg înainte, dar de fapt este o iluzie. Sau cu alte cuvinte, în această dimineață vorbim despre o formulă sigură ca să te plafonezi. În planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu vorbesc de planul oamenilor, nu vorbesc de propriul tău plan pentru viața ta, dar vorbesc de planul lui Dumnezeu pentru viața ta. O formulă sigură să te plafonezi și să nu-l trăiești. Cu alte cuvinte, să nu trăiești tot ce era pregătit mai bun pentru tine, pentru că, cum vedem în aceste zile, în împărăție, împăratul pastrează ce este mai bun pentru sfârșit. Pentru sfârșit. <laughs> Aș vrea să-mi ceva, o mică paranteză uh, cu, cu, cu tine. A fost proteine care le am șters. Adică am înregistrat și apoi am zis, nu, asta e prea. O să fie prea de tot pentru unii. Și l-am uh, De ce spun asta? Joasă, să-ți spun că încerc să împartășesc ceva care mai întâi să fie ziditor pentru tine. Să te încurajeze să mergi înainte. Să te încurajeze să-L cauți mai mult pe Dumnezeu. Uh, însă chiar dacă încerc, am încercat un eroi, adică a fost momente o care trebuit să șterg anumite proteine pentru că am zis nu, asta este pra de tot, nu am cum tot timpul sau nu pot să fac asta foarte des. Pentru că dacă fac asta de fapt nu aș asculta de Domnul care mi-a zis nu te teme și vorbește. Și dacă aș face asta prea des, nici nu aș mai fi, cum să zic, de folos. Pentru că nu te-aș încuraja să te duci și să iei în stăpânire. Țara care Dumnezeu ți-a promis. O să spui, da, dar Dumnezeu a promis țara la copilul lui Israel. Da, dar în același timp Scriptura îți spune că ce li s-a întâmplat lor este o pildă pentru noi acum. Da, pentru ei au trăit asta, pentru noi acum este o pildă. Este o pildă. Există lucruri care sunt destinate pentru noi. Lucruri care noi trebuie să intrăm în stăpânire. Nu să am timp să vorbesc despre asta, dar îți zic foarte scurt, la fel cum ei trebuia să ocupe un teritoriu, și noi astăzi suntem trimis să ocupăm un teritoriu. Dar teritoriul care trebuie să luăm în stăpânire pentru slava lui Dumnezeu este ocupat de anumite uriași. Doar că acest uriaș nu mai sunt vizibile, <laughs> sunt invizibile. Și Evanghelia nu înaintează până nu le, cum să zic, le dăm la parte, le deposedăm și învingem acest uriaș că Evanghelia să meargă mai departe. Deși noi avem teritorii unde trebuie să intermin în stăpânire. Te amintești odată când Domnul Iisus a avut să uh, intre când, spunea la, la, niște demoni, când le scot afară, ei au spus lucruri respective nu ne trimite afara din acest teritoriu. Af nu ne trimite afară din acest teritoriu. De ce? Pentru că împărația invizibilă funcționează pe teritoriu. Există, de exemplu, locuri care sunt efectiv teritorii dedicat diavolului. Dar efectiv, în sensul că Există locuri unde mulți n-au cum să meargă acolo, de exemplu, să evanghelizeze înainte să se pregătească foarte bine din punct de vedere spiritual, pentru că sunt teritorii dedicate în întunericul. Deci de și noi avem teritorii de cucerit. Și noi avem dușman. Deci să nu crezi că... Doar ei avea o țară de luat în stăpânire. De fapt, noi nu avem o țară de luat în stăpânire. Avem creația de luat în stăpânire. Creația așteaptă descoperirea filor lui Dumnezeu. Dar asta o să fie probabil pentru altă dată. Deci, să mă întorc acum la copii lui Israel. Uh, ziceam, uh, dacă Vreau să te încurajez să intri în stăpânire. La, la teritoriul la care tu trebuie să fii în stăpânire, uh, nu pot să, cum să zic, să tai anumite lucruri, pentru că asta e puțin. Oamenii așa nu. În uh, general, oamenii nu vor să audă despre asta, despre asta, despre asta. Da? Uh, sunt obligați să vorbesc de despre lucruri respectiv. Hai să-ți dau, is dau ne, 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 un exemplu concret. Hai să zicem dacă ești copilul lui Dumnezeu și în casa ta se întâmplă fenomene ciudate. Da? Există. Dacă asta se întâmplă și continuă să se întâmplă și deși mergi la biserică, deși te rogi și continuă să se întâmplă, înseamnă un lucru foarte simplu. E casa ta, dar nu stăpânești teritoriul casetale. tale altcineva o stăpânește. Sau, ești copilul lui Dumnezeu, dar un aspect din viața ta e sub o stăpânire demonică. Din nou, e un teritor că și de ei, dar e viața ta, tu ar trebui să fii stăpân. E, 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 e al tău, dar altcineva este stăpân. Da. C -c -c Când copiii lui Israel s-au dus în țara fagaduită, nu, nu s-au luptat ca să fie țara lor. Nu. Țara era deja lor. Dumnezeu zice, iată v-am dat țara. Ei erau deja, cum să zic, proprietari. Teritoriul era lor. Țara era lor. Dar acum erau dușmani peste țara respectivă și era responsabilitatea lor să dea la o parte, să învingă, să scoată afară din teritoriul lor. Inamicii lor. Și în viața ta, nu, în viața noastră. Se întâmplă acest lucru. Este viața noastră în mod normal. Noi ar trebui să stăpânim, dar uneori ne trezim că stăpânește altceva. Deși noi avem teritorii de cucerit. Ok. Acum uh, să mă întorc la această formulă. Sigură, să nu intri în posesia ceea ce este altă. Formula sigură, să te plafonezi. Formula sigură, să fi foarte activ, dar să merge nicăieri. Să nu progreseze. O avem tot în scriptură. Numer, cata numerilor. Numer. Uh, numere. numere, -da. numere. Ah, sa, 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 la versetul sa, sa, Câteva versete. Versetul 1 și versetul sa, Don la verbit li Moise chazis, trimite niste wamen se iskodaske tsara kanan li, pekare o daw kopi lor li Israel sa trimite skete ou nan pen drou fie kare din sementi li, parensi lor lor. Tot sa fie din tre frontaj si lor. Kwa te kouven li Moise zite? Doum neze ispone li Moise, trimite niste spyon, dojpe, dan nou trimite pe orchine. trimite pe fruntaș, trimite pe lider, trimite pe pastor, trimite pe primar, sau nu știu cum se bine, ai mai bine să zic pastor, adică oameni de vă, fruntaș, nu oricine. Oameni care au influența în in seminția în poporul lor, oameni care au un cuvânt de spus, și sunt ascultați. Ăștia sunt trimis a, -a în țara făgăduită. Bun. Um. versetul 26. Ei se întorc acum. Azi dimineața să vorbim de formula sigură pentru a te plafona și a nu intra în stăpânire. Ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Ok. E o formula sigură. Dacă o aplici, o să vezi exact același rezultat. Ok. A, au plecat și au ajuns la Moise și la Rom. și la toată adunarea copilor lui Israel la Kadesh în Pusia Paran. Paran. L-au adus știri lor și întregi adunări și l-au ratat roadele țări. Adică l-au adus o veste. Acum o să vedem dacă la au adus, adus o veste bună sau o veste nebună. O să vedem. <lip> pentru că mi-am dat seama există veste bună și există veste nebună. O, o să aveți despre ce vorbesc. Ok. Ok. Um. Iată ce au istoricit lui Moise. Astăzi e clar, o să ai un bonus în minute, uh, pentru că nu s-a pot să opresc așa la mijloc. Uh, uh, Iată ce au istoricit lui Moise. N-am dus în in țara în care n-ai in trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Ok, când te uiți aici, a, pe eu veste bună. Era bine dacă se eu prau aici, acolo. Mai bine. Deci, ei spun așa cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată roadele. Nu am timp să mă duc să citesc, dar expresia aceasta, țara unde curge lapte și miere, nu vine nici de la el, nici de la Moise. Vine de la Dumnezeu. Dumnezeu e cel care spune, vă voi duce în țara unde curge lapte și miere. Deci această expresie vine de la Dumnezeu. Nu vine nici de la Moise, nici de la ei. Si ye yi chan rekunos, si zi spun asan, ku adevarat tsara, yeste o tsara onde kourje lapte shimye. Kwalte cu kouvinte, se nan spous Dumnezeo, ke ye o tsara onde kourje lapte shimye, ye adevarat. Wita tsou adele, kyan yeste o tsara bun. Ok? Versetou doze shiopt. <laughs> Dar, dar aia se dar acel dar acel dar schimbă vestea bună în investa nebună și o să înțeleg de ce spun asta um, dar poporul care locuiește în țară aceasta este puternic cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac, a locuiesc sinutul de la miază zi, ebusit și a murit locuiesc muntele și cananit și etis locuiesc lângă mare și de lungul Iordanului. La versetul 13, la capitol 13, acest capitol, la versetul 2, Biblia zice, trimite niște oameni să iscodească țara canalului pe care o da lui Israel. Dumnezeu l-a zis, mergeți și uitați-vă la țară, uități vă la țară, care o dau lui Israel. Dumnezeu nu l-a spus, mergeți și si să vedeți cât de puternic sunt inamicii voștri. Scopul lui Dumnezeu nu era că ei să se ducă, să vadă uriaș, ci sa vină să îngrozască poporul care au văzut uriaș. Nu, a zis, uitați-vă la țară. Mergeți și vedeți cu adevărat este țara unde curge lapte și miel. Bineînțeles, ei s-au uitat și, trebuie să se uite și la locuitor și așa mai departe, dar modul cum au prezentat ce au văzut. Poporul s-a speriat. Și mai departe, poporul s-a speriat că, versetul 13, Biblia zice, Caleb a poporul care e împotriva lui Moisie. Deci, mesajul lor a făcut că ei deja se înceapă să certă împotriva lui Moisie. Și apoi...

Dar barbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva a poporului acestuia, că ce este mai tare decât noi. Asta e vestea nebună. De ce o numesc veste nebună? Pentru că când studiez cuvintele acestor barbaților, celor zece Predicator, celălalt zece vorbitor, celălalt zece oameni influenți. Când studiez cuvintele lor, ei spun, când Dumnezeu a zis, vă duc într-o țară unde curge lapte și miere, partea asta, că există o țară care curge lapte și miere, e adevărat. Aici Dumnezeu a avut dreptate. Dar când a spus că ne va da și noi o vom stăpâni, nu, nu se poate. Sunt uriași acolo. Numesc asta veste nebună. Adică se contrazice. O spui, ori accept tot ce a zis Dumnezeu și spui că e adevărat, o spui că e minciună. Și e simplu. Dar nu poți să vii și să spui, nu, partea asta ce a zis Dumnezeu e adevărat, dar această parte nu este adevărat. Și așa vine un dar care se bazează doar pe rațiune, care se bazează pe limitările noastre, care transformă veste bună în veste nebună. Nici nu o numesc veste rea. E nebună. Pentru că spui, nu, Doamne, ce ai zis aici? 50% aici e adevărat, dar 50% aici asta e minciuna, nu se poate. Și au zis, nu putem <laughs> și ce au făcut de fapt? Ce facem și noi? ce o să-ți arată asta. Și mai mai auzit să spun asta, o să mai spun asta. Că uneori trebuie să repetăm lucrurile, să intre bine. Deci, ei spun formula sigură pentru a te plafona, pentru a te învârti și să nu mergi nicăieri. Să nu intri în stăpânirea ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Este să te uiți la cuvintele lui Dumnezeu, să alegi, să crezi ceea ce ochii tăi au văzut, să alegi, să crezi ceea ce rațiunea ta poate înțelege, poate crede și să vii cu niște explicații. De ce? Cealaltă parte a ceea ce a zis Dumnezeu, adică cu alte cuvinte, partea care depășește rațiunea ta. Partea care este imposibil pentru om, găsești motive și explicații și scuze să zici, nu, partea asta nu este adevărată. Dar aici e adevărat, dar asta nu este adevărat. Garantat, nu vei intra în stăpânirea ceea ce Dumnezeu are pentru tine. O, nu zic că nu o să mergi la biserică. O, nu zic că... <gântu> <fi> Știi, acest popor, nu o să mă duc să citesc, dar dacă te duci mai departe, în versetul uh, 14, uh, Biblia zice așa, la versetul număr 14, 27, până când voi, voi lăsa această radunare să cărtească împotriva mea, am auzit cărtirile copilor lui Israel care cărta împotriva mea, spune-le pe viață, mă zice Domnul, că voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Ai grijă ce spui. Vo pre le vostre moarte v vorr cada impusiá chasta. Voi tot sa car numatori sa facut n de va de la vòrsta de do de an sus chi acrtit impotrivament. No vetz intra en zarra peè juuraem, que voi dar sa loquitz a far de caiep fiuli e fone o a fiului non. Pe copilachi vòstre însa, despre cara apus que vò fi deja e vò face sa intre e nhiá ca sa conasque zar pe care a ți ne so cotit o voi. Cât despre voi trupările de voastre moarte vor cadă în pustie. Și copiii voștri vor retăci patruzeci de, de ani în pustie și vor ispăși astfel păcatele voastre până ce toate trupările voastre moarte vor cadă în pustie. După cum în patruzeci de zile ați izcozit sara tot așa, patruzeci de ani veți purta pedapsa fara de dele, lor voastre adică un an de fecarezi. Și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. 40 de ani de retăcire în pustie. Până la acest punct, ce faceau? Mergeau în pustie, dar aveau o destinație. Dar începând de la acest punct, tot mergeau în pustie, dar fără destinație. Erau plafonat. Să învârtau în, în, uh, dar nu mergeau nicăieri. Știi că poți să te rogi, să mergi la biserică, să fii activ aici și aici, dar de fapt să te învârți într-o pustie, să nu mergi nicăieri. De ce? Pentru că ai ales să crezi numai ceea ce ochii tăi au văzut, roadele bunării țare, ceea ce rațiunea ta poate înțelege, da, țara curge lapte și miere, dar ai refuzat să crezi partea care depășește mintea ta, partea care depășește rațiunea Uh, cuvintul vine, ai refuzat să crezi în supranatural. Formula sigură să nu intri în a ceea ce Dumnezeu are pentru tine. A, ah, pe de ce vorbești mereu de minuni, de supranatural? Pentru că face parte de viața creștină. Și nu pot să scot această parte. De fapt, hai să zic un lucru. Dacă am fost religios toată, toată copila mea până la pași la 15 e să zic un lucru. Dumnezeu este bun. Pentru că dacă Dumnezeu m-ar fi făcut să întâlnesc o evanghelie fara supranatural, nu aș fi rămas creștin. De fapt, nici nu m-aș fi întors. Pentru că eram tui de religia care am avut toată copilarea mea, fara să văd mâna lui Dumnezeu. Am zis, dacă Iisus asta din Biblie e adevărat, hai să vedem și am văzut și am crezut. Și am crezut și am văzut. Deci, nu pot să scot asta uh, și eu că timpul e înaintat, dar vreau să-ți arăt un text. Sunt multe texte unde facem asta, dar e un text preferat pentru mine, pentru a ilustra ce tocmai ți-am zis. Când alegem, când zicem, nu, partea asta Dumnezeu a avut dreptate, partea asta ai mințit, nu se poate. Hai să-ți asta. Hai să mergem în Marcu 16, unii dintre voi șea deja că mă duc acolo. Marcu 1, 16. A, pe de ce citești pasajul ăsta, pentru că este în scriptură. Ok, bun. Hai să vedem. Versetul 15. Apoi el si a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduit Evanghelia la orice faptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Dar cine nu va crede va fi osândit. Aici a credem. Aici a zicem, amin. De ce? Pentru că am auzit Evanghelia, am crezut, uh, 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 ne-am și botezat. Partea asta ne bucură. Zice, ah, da, ne spune despre mântuirea noastră, ne bucură. Zicem, amin, amin. Așa e. Aici ai dreptate, Dumnezeu. Doamne, aici ai dreptate. De asta e puțin. Doamne, nu s-a oprit aici. Ai să nu scoatem. Nu? Nici să nu adăugăm. Ai să mergem mai departe. Ce zice Iisus? Domnul nostru. Cine va crede și si si se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Ok. Cine va crede și si se va boteza, va fi mântuit. Dit-il Alléluia, crée des masters. D'Adam, le Seigneur m'a exprimé que qui ne vas désespérer, tu ne vas créer, car nous prêtons univers sacré, univers à squatter d'inéquation. En parallèle, nous veillons intensément à chercher de nouvelles aventures. Oh, nous disons que nous voulons copier le Dieu Nous disons que nous aimons notre idée. Nous disons que nous voulons passer à créer des apprenants la société. D'ailleurs, savez-vous que nous voulons être une vénitienne, une découverte? Că ai trecut lângă ceea ce era mai bun. Zice așa, um, iată semnele care vor însuți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua mâna șerp, dacă vor ba ceva de moarte, nu-i va va tema. Își vor pune mâine peste bolnav și bolnav se vor însănătoși. Acum, când citesc asta, să nu mă înțeles greșit, nu zic că... <laughs> fiecare creștin trebuie să facă fiecare Ex cu exactitate tot ce este scris aici. Da, nu, nu, asta vreau să spun. Dar ce vreau să spun? Este că aici Domnul Iisus spune clar. Cel care crede, deci nu vorbește de pastor, nu vorbește de evanghelist, nu vorbește de proroc și așa mai departe, adică darurile bisericii, oameni cu anumită poziție de, de conducere, de influență, nu, nu, vorbește de creștinul simplu, creștinul de bază, da? Și zice așa, iată semnele și ceea ce urmează este supranatural. Ceea ce urmează e ceva ce rațiunea noastră nu poate înțelege. O, e, e, ascultă, nu lăsa rațiunea ta să combate ceea ce nu înțelege dacă vine de la Dumnezeu. Domnul Iisus a zis, Cine va crede, va fi mântuit. Noi zicem mami. Cine va crede, iată semnele. Cine va crede, o putere supranaturală va fi prezentă în viața lui. Aici zicem, unii spun, oh, despre acest lucru, va Gren, te vom auzi altă data. Nu, nu. Nu. Orem îmi spui că ce Iisus spune aici e 100% adevărat. Ori spui că nu e adevărat. Dan nou mspounen ke prima parte Chinz es la, a, la soute ya devad Dan restou nye sta devad Dumneze Vasa indre sta penire A chache yeste alta Orkoum Da pentwa sta va trebe sakres In supranatural Dumneze este supranatural Ok Uh, nico ni persoane adi kă nicun crecinare probleme sasi sa que domneseu se supranatural dada quensponasa dumneseu vrasa lucresenviațata no doar in mod natural dai si, in mod supranaturalevoi dem nu zic că o, -o să trăim doar supranatural, uh, Dumnezeu nu o să mai facă nimic natural în viața noastră, nu. Dar ceea ce combat cu toată tarele aici este că cineva să-mi spună, nu, prima parte ce a zis Domnul Isus e adevărat, dar restul nu este adevărat. E același atitudine care copilul lui Israel au avut când trebuia să intre în stăpânirea țării și din cauza asta au ratat în pustie. Și nu există o rătăcire mai periculoasă, o plafonare mai periculoasă când este o pedapsă direct de la Dumnezeu. Care zice, ok, nu ați crezut? Exact cum ați spus, asta o să vi se întâmple. facă ți -se după credința ta și unii creștini nu trăiesc ceea ce Dumnezeu a vrut pentru ei, Adică 40 de ani de ratăcire în pustie, o viață creștină, fără inaitare, fără progres, evident, nu. Dar trăiesc ceea ce au mărturisit. Trăiesc ceea ce au ales să creadă. Vom muri aici în pustie, vom muri. Ok, asta spuneți. Eu aveam mal plan. Ok, toți, 40 de ani, toată generația asta, muriți în pustie. O să închei acum. Când ei ratăcesc 40 de ani în pustie, Generația aceea. Tu dacă ai să ne imaginăm că te întâlnești cu ei și vezi cum merg 40 de ani, dar mere fără a merge nicăieri, sunt plafonați. Dacă te-ai duce a ei și ai luat un interviu și i ai întrebat, dar voi sunteți poporul lui Dumnezeu, nu-i așa? O să zic da. Aveți promisiune, nu-i așa? Da. Le trăiți? Nu. De ce? am refuzat să credem tot ce ne-a zis Dumnezeu nostru. Deci ei acum rătăceau 40 de ani, trăiau o viață care, inițial, nu era viața care Dumnezeu vroia pentru ei. Dumnezeu vroia pentru ei să intre în țara făgăduită, dar ei acum rătăceau în 40 de ani. Dumnezeu, inițial, nu vroia asta. Dar iată acum ei trăiau ceea ce nu era inițial pentru ei. Și cu asta o să închei. Dacă refuz să crezi tot ce spune Dumnezeu, vei trăi o viață. Da, vei trăi, au trăit, au mers impusie, dar vei trăi ceea ce inițial Dumnezeu nu vroia să pentru tine. Dar îl vei trăi. Pentru că ai ales să aplici formula sigură pentru plafonare. Dumnezeu să mă ajute, Dumnezeu să ne ajute să credem tot ce spune, chiar dacă de depășește rațiunea noastră. Că Dieu te bénisse.